Meditații la minut. Grupul de copii, în general, și relațiile dintre ei, în particular, influențează hotărâtor atitudinea copilului față de grădiniță și față de școală. Acest lucru se întâmplă în special la copiii de vârstă școlară mică și la cei de grădiniță deoarece activitatea lor principală este jocul, respectiv interacțiunea cu ceilalți. Ce se întâmplă și ce ar trebui să facem noi, ca părinți, atunci când copilul are o atitudine ostilă față de grădiniță și școală, tocmai din motive ce țin de grup și de relațiile cu ceilalți. În primul rând, dacă discutăm despre neînțelegeri între copii, Trebuie să aflăm care sunt cauzele acestor neînțelegeri, să vorbim deschis cu copilul, să vedem ce afinități are și pentru cine ar avea o dorință, o afinitate specială, astfel încât în weekend spre exemplu, să putem ieși la un suc într-un mediu non-formal, astfel încât copilul nostru să sudeze o relație specială cu acel copil cu care s-ar potrivi. Dacă discutăm despre performanțe școlare scăzute, din diverse motive, dar care ar putea fi redresate prin intermediul relațiilor, am putea să încurajăm ieșirile cu copii care, să zic, învață mai bine, nu neapărat că sunt mai buni am putea să ne împrietenim cu părinții acestora și, curândul, să-și facă temele ocazional, când la unul, când la celălalt, încurajându-se astfel munca în echipă și întotdeauna întărind rezultatele, sperăm, mai bune ale copilului nostru și relațiile mai armonioase cu ceilalți. Pe data viitoare, la meditații la minut.